Bună seara și bine v-am regăsit. Invitatul nostru de astăzi este președintele Parlamentului, domnul Adrian Candu. Bună seara și bine ați venit. Bună seara și bine v-am regăsit. Nu ne-am văzut de ceva vreme, s-au mai întâmplat niște lucruri. Chiar mă bucur că ați acceptat invitația noastră. Precum am promis, până la sfârșitul sesiunii să mai vin o dată. Da, și mă bucur. Notăm că această promisiune a fost respectată. Ca și multe altele. Nu știu altele, dar aceasta a fost respectată. Da, chiar vă mulțumesc foarte mult. Așadar, câteva subiecte mi-am notat aici, dar să începem cu cel care e din cel din urmă, s-a întâmplat foarte, foarte recent, în urmă cu câteva ore. L-am văzut din nou pe liderul partidului, domnul Plahotniuc, la briefingul deja tradițional, săptămânal, și de fiecare dată când îl vedem, mă uit că și colegii de la știri și nu numai de la ProTV, dar în general, notează faptul că domnia sa apare, anunță niște lucruri foarte importante pentru țară, astăzi a vorbit despre reforme, și întrebarea logică este de ce nu face acest lucru un oficial, de exemplu, șeful guvernului sau dumneavoastră? Fiecare le facem în domeniile pe care suntem responsabili. Domnul Plahotniuc este liderul Partidului Democrat, care este principalul partid de guvernare. Partidul de guvernare care și-a propus să inițieze și să susțină politic unele reforme, dar nu se iau decizii în privința 2 plus 2 egal cu 4, dar în general se vorbește despre matematică, se vorbește despre economie. Am dat un exemplu doar. La nivel de partid se stabilesc direcțiile de dezvoltare și la nivel de partid se stabilesc anumite domenii în care trebuie să se pună accentul, deoarece membrii partidului, pe diferite nivele, diferite categorii, discută cu cetățenii, la nivel de comunități, la nivel de consilii locale, la nivel de primării. Partidul are anumite resurse care trebuie folosite și e bine că o folosește și vin tot felul de propuneri din partea populației. Dați-mi voi să vă dau exemplu în privința școlilor sau a drumurilor. Păi și nu era mai ok ca să vină prim-ministru și să ne spună despre asta? Dar este o practică obișnuită în foarte multe state când partidul de guvernare vine cu demisiunile și direcțiile. Să nu uităm că partidele trec prin procese electorale, fac promisiuni electorale, că tot am vorbit despre promisiuni la început. Pe care uită în mare parte să le respecte. Nu este vorba numai despre PD, dar așa este. Dar în cazul de față, noi încercăm să ne le reîmprospătăm cele care au fost făcute și altele care sunt în discuții cu oamenii și aceste promisiuni și aceste doleanțe ale cetățenilor să fie promovate. Și bineînțeles, când vorbim despre promovare, vorbim despre promovare politică, vorbim despre angajament politic, deoarece până la urmă nu guvernul o să meargă în campania electorală și să-i se dea notă, dar tot partidele politice și nemijlocii și Partidul Democrat. Dar până la urmă... Dați-mi voi să închei. Se iau anumite decizii importante de care poate să beneficieze un partid sau din cauza cărora poate să sufere un partid în alegerile parlamentare, atunci și partidul trebuie să-și asume. Și de aceea este o practică obișnuită în foarte multe state. Păi când direcțiile principale... Domnul Filip nu este reprezentant al partidului. Președintele Parlamentului, ați putea să apăreți. Nu vă simțiți oarecum umbriți de aceste apariții? Nu, nici într-un caz, deoarece, până la urmă, deciziile care se iau la partid se iau pe bază colectivă, se iau în baza unor dezbatere, analize, discuții. În guvern există analize tehnică, în Parlament există suport politic prin vot și de dezbateri publice, în partid există direcție și viziunea care vine inclusiv prin promisiunile electorale sau prin discuțiile cu cetățenii. Deci toate sunt un complex. De acord. De acord, spuneați mai devreme că liderul partidului se obișnuiește să apară, da, dar de obicei liderul partidului de guvernare în state, în cele mai multe dintre state, depinde ce formă de guvernare au, dar în principiu vorbim despre premier. Dacă vorbim despre forma de guvernare, nu? Dacă ne referim, de exemplu, ne uităm, da, că liderii de partide aflate la guvernare în Germania sau în altă parte, da, dar ei sunt de regulă prim-ministri. Bine, sunt cazuri de la caz la caz. Italia, Franța, au fost situații în Marea Britanie unde liderul de partid sau haideți să luăm și Statele Unite ale Americii, că și oricum ați zis că vreți să discutăm și despre vizită. Da. Liderii de partid sau conducerea partidelor nu neapărat ocupă o anumită funcție. Da, dumneavoastră, adică Partidul Democrat urmărește să îl promoveze pe Vlad Plahotniuc? Doamnă, nu. Partidul Democrat urmărește să aibă politici bune, să aibă inițiative care să facă
viața de zi cu zi a cetățeanului mai bună și să fie răsplătit într-un fel de cetățean atunci când se va ajunge la alegeri. Până la urmă, este o responsabilitate comună, este o responsabilitate colectivă a partidului. Partidul este cel care până la urmă va veni după nota electorală în campania electorală la alegerile parlamentare de anul viitor. Și de aceea, partidul până la urmă trebuie să-și asume și eficiența chiar inclusiv a unui ministru sau a unui minister în situația în care ceva nu e regulă. Dar partidul înseamnă prim-ministru. Împreună, păi, corect. Păi din partid sunt oamenii care sunt... Toți oamenii care sunt acolo, inclusiv oficialii. Conducerea partidului presupune și deputații, și miniștri, și prim-ministru, și președintele Parlamentului. Deci nu puteți să excludeți. Nu e vorba de un om, e vorba de o decizie colectivă. Și nu văd absolut nimic rău în asta, ca și în foarte multe alte state, că partidul să-și promoveze direcțiile și să facă anunțurile cele foarte importante bine. Și cine poate să le facă dacă nu liderul partidului. Așa, în același timp, domnul Plahotniuc, trebuie să recunoaștem, puteți să mă contraziceți dacă nu este așa, investește bani și timp în ceea ce înseamnă imaginea domniei sale. Totuși, astăzi am avut dat publicității un sondaj și iertați-mă că am să vă întreb din nou despre domnul Plahotniuc, dar asta e situația, sunteți colegi de partid și nu numai, dar când o să-l văd pe domnul Plahotniuc și o să am ocazia să-i adresez întrebări, cu siguranță o să-i le adresez. Uitați-vă, potrivit sondajului IMAS dat astăzi publicității, nu, este vorba despre sondajul BOP, este barometrul opiniei publice, am aici ceea ce înseamnă în rezultate IMAS, Plahotniuc este considerat cel mai corupt om din Moldova de către 32,6% din intervievați. În primul rând, bine, poate nu e cazul să discutăm în detalii calitatea unui sondaj sau altui sondaj, fiindcă sondajele, după cum văd, sunt chiar cu diferențe foarte mari de la unul la altul. Dar în cazul de față, specific în cazul de față, aș pune sub semn de întrebare, în general, motivația punerii unei întrebări când este vorba despre vina sau nevina, coruptibilitatea sau necoruptibilitatea unei persoane, fiindcă, până la urmă, dacă o persoană este coruptă sau nu este coruptă, este vinovată sau nu este vinovată, o decizie de instanță de judecată. Da, o justiție independentă decide. Și nu este corect din partea celui care pune întrebări să pună astfel de întrebări în percepție publică. Același alt sondaj IMAS, care l-ați menționat, care a fost făcut publicității, a fost făcut public săptămâna asta, a venit cu rate de credibilitate și rate de imagine altele în privința unor lideri sau în privința unor partide. Cel mai important sondaj sunt alegerile parlamentare. În cazul de față, când vorbim de parlament și de lideri de partide. De aceea putem să discutăm în detaliu, numai că eu nu sunt sociolog să fac acum discuții detaliate. Mie nu mi se pare corectă întrebarea. Întrebarea a fost cu răspuns deschis. Adică nu s-a dus nimeni ca să întrebe, cel puțin așa spun cei care au realizat sondajul. Dar vi se pare corect? Cine este cel mai corupt om din Moldova în viziunea dumneavoastră? Dar vi se pare corect, de exemplu, să întrebăm cetățenii Republicii Moldova cine se face vinovat de furtul bancar sau de crima de la Strășeni sau din parte. Este atunci când este vorba despre răspundere penală, da, coruptibilitatea face parte de răspundere așa penală. Așa avem și noi ce cred oamenii. Dar nu e corect, nu tai capul unui om pentru că există percepție generală. Trebuie să existe prezumția nevinovăției și trebuie să existe decizia instanței de judecată, că vrem să construim un stat de drept, nu? Și dacă e stat de drept, atunci nu pui întrebări într-un sondaj de opinie legat de vinovăție, nevinovăție, coruptibilitatea sau a unei persoane. Fiindcă actele de corupție trebuie dovedite. Sigur că da, și asta spuneam. Într-un stat cu o justiție independentă, în care oamenii au încredere în acea justiție, în momentul în care justiția se pronunță, nimeni nu va mai spune nimic, pentru că avem, și atunci, dacă și avem... Atunci, de ce să întrebăm percepția publică în privința unor chestiuni care țin efectiv de justiție? Fică noi doar nu facem justiție populară. Da, facem justiție aici, potrivit același, legii și statului. Același sondaj, sigur că acolo au fost mai multe întrebări, inclusiv pe cine ați votat dacă duminică ar fi alegeri parlamentare. Partidul Democrat, adevărat, în sondajul IMAS stă un pic mai bine, are 16,1%, de mult n-am văzut un rezultat atât de bun pentru Partidul Democrat. În același timp, văd că sondajul dat astăzi publicității, PD-ul are doar 2,8%.
Poate voi fi privit neobiectiv și părtinitor, din cauza că totuși fac parte dintr-o formațiune echipă care, vizată. Dar, în primul rând, aș pune la îndoială obiectivitatea unui sondaj făcut de oameni care conduc partide. Uh-huh. Da? Dar sondajul IMAS nu este făcut sondajul de Partidul Democrat. Nu, este la comanda Partidului Democrat. Revenim la relația IMAS cu Partidul Democrat în cazul de față. Dar atunci când un sondaj este făcut, cum e BOP-ul, de oameni care sunt nimijlociți implicați în politică și la leadership-ul sau conducerea unui partid, da, aici deja am obiectivitate. Păi mă refer la domnul Barbaroși. Soția domniei sale este în pas. Domnul Barbaroși a fost pe toate scenele protestelor și susținerea de partide. Domnul Boțan, platforma, da. Domnul Cibotaru este pe LDM. Adică echipa respectivă este angajată politic. Și atunci când ești angajată politic, sondajul poate fi pus sub semn de întrebare. Și versus IMAS. Spuneți-mi, doamnă dragă, dacă îmi permiteți să mă adresez. Din cât eu cunosc, ProTV lucrează cu IMAS-ul. Face studii de piață cu IMAS-ul. Credeți în IMAS? Dacă ProTV, pe bine mă întrebați. Dacă ProTV semnează contracte și de fiecare dată lucrează cu IMAS, aveți probabil o anumită credibilitate față de acest sondaj. Domnul Candu, eu nu pun la îndoială aceste sondaje. Dar eu pun la îndoială. Eu nu le pun. Dar eu pun. Eu vă întreb ce credeți despre ele. Păi, eu vă spun. Eu nu mă apuc să-mi dau cu părerea că sunt corecte sau nu sunt corecte. Vă răspund. Vă întreb pe dumneavoastră. Eu pun la îndoială rezultatele sondajului BOP, deoarece cei care l-au făcut sunt implicați direct în politică și sunt exponenți direcți a unor partide care nimijlocit au intrat și așa, înțeleg că nu sunt relevante pentru dumneavoastră. Dați-mi voie să vă mai dau un exemplu. Astăzi, în sondajul BOP, am văzut că 51% din populația țării nu știu despre votul uninominal. Uh-huh. În mai, dacă nu greșesc, precedentul sondaj BOP vorbea despre 38%. Dar ce s-a întâmplat cu 13% din populație? Au intrat în amnezie? Adică, haideți să luăm sondajele BOP anterioare, să luăm aceleași discuții și aceleași... Dați-mi voi să închei. Uitați ce arată rezultatul, care este rezultatul. BOP spunea că 38% din populație nu cunosc despre uninominal acum jumătate de an în urmă. Uh-huh. Acum spun 51%. Unde au avut dreptate? Jumătate de an în urmă? Sau acum? Unde s-au pierdut cele 13%? Nu sunt relevante pentru dumneavoastră. Cuvinte, da. Luând în considerare autorii sondajului, uh-huh, dar și rezultatele sondajului, la fel și critica adusă astăzi de mai mulți sociologi, eu pun la îndoială rezultatele acestui sondaj. Dar și în același timp, cel mai important sondaj pentru un partid nu este sondajul făcut de unul, de al doilea sau de al treilea. Înseamnă, uh-huh, votul cetățenilor. Da. Și asta o să conteze foarte mult anul viitor, în noiembrie, când venim la alegerile parlamentare. Sigur, o să vedem ce va fi atunci. Haideți să numai o întrebare am vis-a-vis, să rămânem un pic la partid. Am văzut pe site-ul anticorupție.md, colegii au făcut acolo o analiză banilor care au fost alocați partidelor de către cetățeni, oameni simpli, politicieni și așa mai departe. Vorbesc în total, au analizat 10 partide și finanțele pe care le-au primit, 10 rapoarte financiare și vorbesc despre în total puțin peste 48 de milioane de lei, bani donați celor 10 formațiuni. Acum, cea mai mare parte din acești bani, 42 de milioane, revin Partidului Democrat. Așa. Problema este, acum este problema. Potrivit lor, o parte dintre donatori au declarat un venit mai mic decât banii pe care i-au donat partidului. Dumneavoastră, acest lucru cum îl explicați? Sau atunci când primiți bani de la persoane din afară, verificați cine sunt acești oameni? Cum e posibil ca să doneze mai mult decât au făcut? Dacă există astfel de dovezi, le trebuie făcute publice. Da, le găsiți pe anticorupție.md. Nu. Pe anticorupție.md nu am intrat, dar imediat după emisiune am să mă uit și eu pe site. Sunt rapoartele de la CEC. Fiindcă trebuie să existe anumite informații. Dacă există persoane fizice,
Dacă există persoane fizice cu nume, cu și așa mai departe, care au donat mai mult decât au venituri, atunci e o problemă și din punct de vedere fiscal și din punct de vedere a legislației. Deoarece legislația spune clar, dacă vorbim despre metodele indirecte de evaluare a unor venituri, că o persoană nu poate să aibă o diferență mai mare decât ceea ce declară și ceea ce plătește ca impozit față de veniturile lor. Dacă sunt încălcări de genul ăsta, ele trebuie făcute publice, ele trebuie trimise și la instituțiile despecializate care investigează și se iei măsuri. Bineînțeles. Dar verifică cineva partidul nu cine poate sunt acești oameni? Stați puțin, partidul nu poate să verifice. Dacă dumneavoastră veniți cu o anumită donație la partid și veniți și spuneți: domnul Candu, eu vreau să donez Partidului Democrat. Dacă aduc 2000 de lei, cred că nu este o problemă, dar când vin cu câteva sute de mii... Eu am făcut donație la partid. Eu am și declarațiile respective făcute. Eu sunt la dispoziția oricui și oricine, dacă cumva o să identifice ceva, să-i dau și explicații. Cât ați donat, țineți minte? Bineînțeles, fiecare an e diferit, dar există o anumită și contracte, și declarații, și declarațiile mele făcute publice. Dar eu vreau să vă spun despre mecanism. Atunci când dumneavoastră ați venit și ați face donații la partid, eu ca partid nu pot să verific exact, dar să vă spun, aduceți-mi declarația de venituri, aduceți-mi ce așa. Aia trebuie să fie făcută. Doamna Bogza, dacă dumneavoastră m-ați întrebat ceva, vreți să vă răspund? Vreau, dar mai repejor. Că intrăm răspundem prea mult și nu reușim să... E importantă întrebarea care m-a întrebat. Este. Și întrebarea a fost: dacă există încălcări, ele trebuie constatate, verificate, date la toate instituțiile care se ocupă de asta și trași la răspundere cei care... Asta a făcut anticorupție. Dacă anticorupție MD are dovezi, să le facă publice. Eu nu le cunosc, nu am spus, le-a făcut. Eu nu le-am văzut. Dacă sunt, bineînțeles, se ocupe cei care trebuie să se ocupe de investigații și să tragă la răspundere pe cei care se fac vinovați. Dar nu mi-ați spus cât ați donat. O să verific și neapărat data viitoare adică o să spun. Nu până la un leu, dar cu aproximație, așa, cam cât? Diferit. Anul trecut am donat 100 de mii. Mai trecut am 150 de mii. Anul ăsta pe bucăți. Sunt diferite sume, de la caz la caz. Vă dau toată informația. Inclusiv dacă colegii de la anticorupție vor informații suplimentare, vă punem la dispoziție orice. Așa. Contează foarte mult să respectăm legea când se face lucrul ăsta. Atâta tot. Să mergem un pic mai departe. Votul mixt. Votul mixt este un subiect pe care îl discutăm de foarte mult timp. Avem și câteva, eu știu, întrebări în acest sondaj dat astăzi publicității. Astăzi publicității, la el care am ajuns la concluzia că ori face referință, ori nu face referință din punct de vedere credibilității. Noi acum vorbim despre trend, deci nu ne raportăm la niște cifre, dar... Dar explicați-mi că dacă tot vorbim despre trend... Niște analize pe care BOP-ul este relevant, cel puțin a fost până acum, nu? Haideți să luăm BOP-ul. Jumătate de an în urmă spunea că 38% din populația țării nu cunosc despre votul uninominal. Astăzi spune că 51% din populația țării. Unde s-au pierdut cele 13%? Păi poate că oamenii n-au mai înțeles ce se întâmplă. Ați început cu votul uninominal, după care ați trecut la mix. Dacă știi omul despre votul uninominal, mai a spus sau în aprilie când a fost, că a fost 38% nu știau despre votul uninominal. Astăzi spune despre 51%. Despre ce vreți să discutăm noi în acest BOP, dacă eu așa și n-am înțeles și nu se pupă, cum se zice românește, cifrele? Așa. Atunci, asta sigur că vă pot spune cei care au realizat sondajul. Acum, întrebarea este, despre votul mixt, oricum vom discuta. Vă spun despre votul mixt. Știți de ce? Cel mai important, țineți minte cum am început noi emisiunea, despre promisiunea. Votul mixt a fost și votul uninominal a fost niște promisiuni electorale. Începând din anul 2007, 2008, 2009, promovat de PLDM, ulterior de Partidul Democrat, este ceea ce își doresc oamenii, este ceea ce s-a promis oamenilor. Dar cum știți dumneavoastră că asta își doresc oamenii? Fiindcă am făcut și noi sondajele de opinie, inclusiv acel mare sondaj care a fost făcut cu 13.000 de respondenți de americani, care arăta că peste 60% vor schimbarea sistemului, că vor singuri să-și voteze deputatul. Da. În baza la toate acestea, inclusiv a promisiunilor care au fost făcute, toate analizele făcute de noi duc la aceea că atunci când oamenii vor avea posibilitatea să voteze direct reprezentantul lor în Parlament, responsabilitatea celui votat va fi diferită față de astăzi, când foarte mulți se ascund în listele electorale. Da. Ce am vrut să vă întreb? Întrebați-mă. Săptămâna trecută a fost aici în studio domnul Petre Mihalco, care a spus foarte clar că, de fapt, Comisia de la Veneția nu este foarte încântată de schimbarea sistemului de vot din Republica Moldova.
Și care a dat de înțeles că, și la fel de clar, de fapt, a spus că asistența financiară, vorbim despre 100 de milioane, acord deja semnat, dar banii încă sunt mâine să fie ratificată în Parlament. Și foarte bine, vom afla și noi care sunt condițiile foarte clare puse de Uniunea Europeană pentru a aloca acești bani. Domnia sa a vorbit în primul rând despre modul în care se va implementa acest sistem. Despre alegerile parlamentare, despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să se convingă că aceste alegeri vor fi corecte, libere și ulterior se va putea discuta despre bani. Același lucru, să avem alegerile parlamentare sau oricare alegeri nu ar fi, să fie corecte, legale, transparente, inclusiv din punct de vedere financiar, ceea ce vorbim noi despre finanțarea campaniei. Până la urmă, totuși, acordul, nu ați avut undă verde de la Comisia Europeană, de la Comisia de la Veneția, așa cum s-a venit atunci când s-a spus. La precedenta emisiune, aici am discutat despre subiectul ăsta jumătate de emisiune. Vreți într-o propoziție două să clarificăm o dată și o dată subiectul? Am spus atunci că este încheiat subiectul din punct de vedere politic. Noi nu mai revenim la alt sistem. Sistemul mixt este votat și noi vom organiza alegerile următoare în baza sistemului mixt. 1. 2. Comisia de la Veneția a venit cu un șir de recomandări. A venit cu foarte multe recomandări pe zeci de pagini, care au fost luate în considerare meticulos și au fost implementate în lege și evaluarea respectivă va fi făcută în luna februarie, martie, inclusiv de Comisia de la Veneția, cum am respectat noi acele recomandări. O singură chestiune care a fost ridicată de Comisia de la Veneția, care vorbea despre consensul larg în societate în privința acestei schimbări. Și atunci, în această emisiune, eu v-am dat exemple. Când am spus că în 25 de ani de istorie, noi niciodată n-am avut un consens larg pe subiectele importante de societate. Și am dat exemplu, care a fost greșit interpretat de unii. Dar atunci am spus, dacă noi am fi căutat consens larg pe multe subiecte, noi n-ar trebui să facem absolut nimic cu referire la acele subiecte. Noi, la ora actuală, nu avem un consens larg în societate în privința unde se mișcă Republica Moldova, în Uniunea Europeană sau în Uniunea Euroasiatică, sau nu se mișcă nicăieri. Nu? Nu avem. Fiindcă chiar și sondajele de opinie, indiferent de care vorbim noi, arată anumite grade. Dar în mare parte, cam 50-50 este divizată societatea. Și m-am dat un exemplu, că în anul 2014, noi am votat în Parlament ratificarea acordului de asociere cu 54 sau 56 voturi. Ceea ce, la fel, nu a fost consens larg. Deși, pentru noi este important noi acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Noi ne-am dus să cerem o expertiză. Da? Expertiza a fost și am venit și am spus, da, noi continuăm pentru că așa considerăm că este cazul să facem. Doamna Boxa, noi am luat în considerare 99,99% din toate recomandările Comisiei de la Veneția. Atunci așteptăm expertiza. Să vină experții Consiliului Europei să ne evalueze și spune că tot ce facem noi, inclusiv acum, astăzi, în emisiune, sau ce s-a făcut și precedentele perioade, doar se speculează. A respectat sau nu a respectat? A făcut bine sau nu a făcut bine? Să vină să ne evalueze și după asta să tragem concluzii. Da, luăm publicitate și ne întoarcem să vorbim mai departe despre totuși încercarea de a schimba acest sistem. Știți despre inițiativa societății civile, despre referendum. Publicitate. Continuăm discuția. Vorbeam despre faptul că societatea civilă, mai multe organizații neguvernamentale, vor să inițieze un referendum pentru schimbarea sistemului de vot. Ce șanse credeți că are această inițiativă? Eu sunt foarte sceptic că această inițiativă va avea rezultate. De ce? Fiindcă vedem și percepția cetățenilor, fără să ne referim neapărat la sondajul de astăzi, dar pe parcursul timpului sondajele făcute, discuțiile pe care le avem și noi cu oamenii în teritoriu, inclusiv cu cetățenii, ce vor, cum vor, că vor să participe. Deci, rezultat, eu chiar vreau ca el să se desfășoare, ca să vadă și societatea civilă, de fapt, rezultatul care va fi același ca și rezultatul lui Dodon pe referendumului Dodon pe schimbarea formei de guvernare pe municipiul Chișinău. Dar regret și păcat ar fi să cheltuim 60 de milioane. Eu chiar am să discut cu colegii, că acum mi-a venit ideea asta, am să discut cu colegii din partid să încercăm să colectăm și bani și să venim să ajutăm societatea civilă, să ne implicăm și noi în organizarea referendumului, cu semnături și cu tot ce este necesar, dar poate nu ca să demonstrăm, ca să demonstrăm că însă și ideea și subiectul este deja depășit.
că cetățenii își doresc lucrul ăsta. Și atunci societatea civilă să încerce cumva să nu se mai implice pe tot ce înseamnă elementul politic și să nu se discrediteze în felul ăsta, fiindcă deja și sondajele de opinie arată că au ajuns sub limita chiar și a unor instituții. Păi, dar care este rolul societății civile dacă nu este sanitarul societății? Da, dar în lucrul ăsta e atât de evident deja în privința votul mixt, votul uninominal, liste de partid, atât de mult s-a discutat, atâtea campanii de informare s-au făcut. Și acum chiar o să fii păcat să cheltuim un 60 de milioane din bugetul statului ca rezultat zero, cum au avut socialiștii cu municipiul Chișinău. Dar eu aș vrea ca să se desfășoare. Sincer, eu vreau să se desfășoare și chiar voi vorbi cu colegii din partid să găsim și mecanisme și posibilitate de finanțare, dar și de ajutor la colectarea semnăturilor. Mai bine întrebați pe ei, că nu știu dacă vor fi încântați de această idee. Păi, dar ei nu vor să desfășoare referendumul. Și ca să încheiem pe votul mix... Și noi dacă îi ajutăm să desfășurăm referendumul, dar rezultatul va fi clar. Cetățenii vor să voteze ei deputații. Dacă ar fi să încheiem acest subiect, votul mixt, ați spus înainte de pauză, cu mult avânt, că a fost o promisiune electorală a mai multor partide. Eu aș fi vrut să vă spun, sincer, cu mâna pe inimă, un lucru. O promisiune electorală pe care o ținem minte cu toții la toate alegerile este o viață mai bună pentru cetățeni. Da. Toate partidele, fără excepție, promit acest lucru și nu știu de ce, mă uit după 8 ani de guvernare, da? Că uitați-vă, suntem, PD-ul are 8 ani la guvernare. Singur sau în coaliție, 2 singuri și restul în coaliție. Da. Suntem în 2017, din 2009, sunteți la guvernare. Au fost ani mai buni când au fost și creșteri economice și se simțea într-adevăr o anumită dezghețare din punct de vedere economic. Și apoi, cu regret, a fost anul 2014-2015 de criză politică și economică și frauda bancară, care ne-a oprit în dezvoltare. Și acum este perioada de recuperare. Astăzi am văzut cifrele pentru 10 luni ale anului 2017, cu creșterile pe economie și în diferite domenii, inclusiv la nivel de locuri de muncă, la nivel de pensie, la nivel de salarii. Știți, de exemplu, că este o analiză a unei organizații internaționale care a analizat deschiderea locurilor de muncă versus populație. La numărul populației. Nu o să mai aibă cine lucra noi, pentru că toți doamne, oamenii pleacă, domnule Cam. Noi am ocupat locul 6 în anul 6 din lume în anul 2017 la nivel locuri de muncă versus populație, locuri de muncă noi. Următoarea. Noi astăzi, da, de noi ce astăzi... nu se preocupă partidele politice tocmai de această promisiune, dar de vot mixt, dar de alte doamne, lucruri se preocupă mai mult decât de asta. Nu este adevărat. Cum nu? Societatea civilă și dumneavoastră, inclusiv la această emisiune, vă interesează mai mult votul mixt. Dar uitați-vă ce a făcut inclusiv Partidul Democrat sau Guvernarea pe alte dimensiuni. Lăsați votul mix într-o parte, că deja este depășit, gata, s-a uitat. Haideți să vorbim despre locuri de muncă. Noi avem niște sondaje, chiar și acela economică. Despre care dumneavoastră vorbiți și aveți încredere. Haideți să vorbim despre locurile de muncă. Domnule Candu, despre... poate că dumneavoastră aveți niște statistici. Poate că dumneavoastră, statistici într-adevăr... Statistici în spatele cărora stau unele acțiuni ale guvernării. Niște sondaje, da? Pe care dumneavoastră poate nu le credeți. Bine, luăm pe care vreți dumneavoastră, în care dumneavoastră aveți haideți încredere. Să luăm de exemplu, și o să vedeți că cea mai mare problemă sondajele. A populației așa. Este corupția. Nu. Cum nu? Nu, asta e a sărăcia. Patra problemă. Asta e a patra problemă. Prima problemă e situația economică, locurile sărăcia de muncă, salariile. Sărăcia este cea mai mare problemă da, cu care se confruntă. Dacă luați, corupția, dacă luați ultimele sondaje de opinie, care au fi finanțat de americani, AIRAI-ul, dacă luați același imagine și mai departe, așa? Veți vedea că primul subiect, prima îngrijorare sau prima problemă a cetățenilor ține de domeniul economic, ține de salarii, de pensii și păi de locurile de muncă. Și de ce oamenii și nu simt această schimbare, doamne, dacă ea are loc? Anul ăsta au fost depuse eforturi care deja încep să aducă anumite rezultate. Vă vorbesc despre locurile de muncă, vă vorbesc despre îmbunătățirea mediului de afaceri. Pe noi, agențiile internaționale ne schimbă ratingul de țară din punct de vedere atractivității economice. Doar în lunile septembrie și octombrie, noi am deschis, prin întreprinderile respective, prin atragerea investitorilor, am deschis mii de locuri de muncă și la Urhei, și la Strășieni, și la Cahul. Pe astea au un anumit efect. Noi vorbim despre noi o creștere medie. Fără să vă supărați pe mine, dar eu cred că noi trăim în două realități diferite. Nu. Eu sunt conștient și noi suntem conștienți de faptul că încă multe sunt de făcut pe domeniul economic.
suntem conștienți. Dar să ne aducem aminte că ianuarie-februarie anul 2016 erau lunile, primele luni de guvernare Filip, când noi eram aproape zero la buget de plata salariilor și pensiilor. Și din acel moment de gaură economică, astăzi am ajuns să avem creștere economică. Înțelegeți-mă, nu mă înțelegeți greșit, și la fel și telespectatorul. Doar noi tot mergem pe aceleași străzi și vedem aceleași lucruri și înțelegem și care este sistemul de educație și sistemul de medicină și multe altele. Dar în același timp există deja anumite, iese ghiocelul, abstract vorbind, în privința unor domenii. Domnule Candu, 35%, 35% acest ghiocel noi nu vă dați seama de când îl așteptăm. 35% din investiții, din buget, au fost pentru prima dată făcute în ultimii 4 ani de zile. Pentru anul viitor, în bugetul anului 2018, noi mâine, în buget care îl votăm ultima lectură, prevedem 2 miliarde de lei pentru infrastructură, drumuri. Când s-a mai văzut așa ceva? Domnule Candu, în momentul în care dar lumea subiectul, va simți dar, că trăiește dar, dar, mai bine, dar mixtul îl interesează pe o parte din societatea civilă și pe unii jurnaliști, inclusiv astăzi în emisiune, vă interesează mai mult mixtul decât salariile sau... Iertați-mă, sau... cred că este dreptul meu să adresez întrebările pe care da, vreau să le adresez. Eu vă răspund la întrebări. Și să știți că acest mixt, începând de anul viitor, s-ar putea să ridice o problemă foarte serioasă Republicii Moldova sau, și anume neîncrederea sau, în acest scrutin. Dați-mi voie să desfășor. Sau acest mixt am o spus, să, s-ar putea. Haideți sau să acest vedem. Mixt ar Domnule putea Candu. Să aducă beneficii la schimbarea clasei politice. Da. Și să existe o clasă politică credibilă da. Și să existe cu alte imagini, cu alte integritate. De aceea să trăim și vom vedea. Așa, domnule Candu, am o întrebare. Acum câteva săptămâni, nu mi-amintesc exact când, aici în studio a fost prezentă Maia Sandu, liderul PAS. Au fost alegeri locale anticipate în câteva primării, pe 19 noiembrie. Da. Fiind partidul care, în sondaje, oricare ați lua, stă foarte bine, mult mai bine decât Partidul Democrat, acest partid nu a avut niciun candidat la locale. De ce? De ce? Pentru că doamna Sandu spune că toți cei care au dorit să candideze au fost intimidați. Cum? Ce înseamnă dar, a intimida? Dar, explicați-mi și mie. Una e să stai în studiouri de televiziune și să spui, știți ce? Noi n-am participat la alegerile locale deoarece toți candidații noștri au fost intimidați. Așa. Asta e una. Da. Dar alta e să aduci anumite motivații sau cazuri da. Exacte. Spunea că oamenii își pot pierde locul de muncă. Au fost amenințați cu dosare penale și cred că această modalitate nu vă este străină pentru că am văzut și cazuri de primari care au avut dosare deschise stai, și așa mai departe. Adică vreți să ziceți că un candidat a Maiei Sandu a săvârșit o infracțiune nu, și cineva... Săvârșit. Stați puțin, nu. Justiția până la urmă o să-și spună cuvânt. Adică cineva a săvârșit o infracțiune și vine cineva și spune eu știu că tu ai săvârșit o infracțiune, nu candidat, că nu îți fac dosar penal? Păi mai asta, dar trebuie nu în primul rând să caute că este o problemă asta care și nici nu vreți dosare. Să vedeți despre dar, ce este vorba. Nu. Una e să stai prin studiouri și doar să te plângi sau să faci politică pe Facebook. Cu tot respectul față de Maia Sandu, eu am fost coleg cu ea în guvern. Eu am impresia că de când a devenit lider de partid, pur și simplu și-a îmbrăcat o mască. Și joacă un rol, joacă un fel de teatru, un show, care eu sper foarte mult că îl vom depăși în luna noiembrie, decembrie, anul viitor, atunci când va trebui cu adevărat să stăm la o masă și să discutăm despre o anumită majoritate parlamentară păi sau o anumită guvernare. Ea spune că nu va face cu PD-ul. O să ajungem și o să trăim și putem să discutăm și despre acest lucru. Dar nu credeți. Doar, adică dar doar, credeți că se pot schimba stați lucrurile. Puțin. Să ai 10 alegeri în localități. Să nu vii tu cu niciun candidat. Adică cum? Socialiștii nu au fost intimidați. Alți candidați individuali care au venit și nu independenți care nu reprezentau interesele vreunui partid nu au fost intimidați și au venit la alegeri. Și anume Maia Sandu au fost intimidați și nu au venit. Ori ceva e putred, ori se minte chiar efectiv. Eu ce cred este că Maia Sandu cu adevărat consideră că e mai important să faci pe Facebook și în studiouri televizate politică, decât efectiv să-ți faci echipe în teritoriu, să-ți faci echipă care să te pot reprezenta și cu adevărat să mergi să lupți în acele campanii electorale, indiferent că sunt locale sau sunt generale cum or fi cele parlamentare. Noi am luptat. În acest candidații caz... Partidului Democrat au luptat cu candidații din alte partide, dar în mod special cu Partidul Socialiștilor.
și au câștigat în bătălie. Scuzele din astea că au fost intimidați într-o fel sau altă nu merge, că dacă ar fi fost intimidați ar trebui să se aplice la toți, este nu? Clar. Înseamnă că nici temerea că în cazul votului mixt pe circumscripții oamenii ar putea fi intimidați să nu candideze nu are niciun sens, așa? Trăim în secolul 21. Suntem o societate deschisă. Aici în studio discutăm. Noi sunteți jurnalist care nu vă poate presa nimic și nimic. Nu? Și puteți să mergeți, să faceți investigații, puteți să investigații jurnalistice, să veniți cu anumite cazuri, să arătați. La informație nu suntem puțin, chiar... Stați puțin, dar noi avem surse de investigații jurnalistice. Da. Și avem jurnaliști care fac. Și plâng pe accesul la informații. Dar acum, în Parlament, noi discutăm cu ei împreună despre legislație privind accesul la informații, să o facem și mai liberală. Tot ce înseamnă de formalitățile respective. Dar să îmbli tot timpul prin studiouri și să doar să te plângi când ai, cu adevăratul motiv fiind că efectiv nu sunt oameni cu care să concurezi, asta e puțin deja depășește și întrece orice măsură. Apropo de primari și primării și așa mai departe, am văzut niște informații, corectați-mă dacă sunt greșite, PD are peste 600 de primari în toată țara. Eu am încercat să văd totalul de primării, am găsit niște cifre diferite, dar în principiu cam circa 900 de primării. Aproximativ, da. Dumneavoastră stați cu mai mult de jumătate, mult peste jumătate. Cum au ajuns toți primarii ăștia la PD? De la caz la caz. În marea majoritate există și convingerea că fiind membru sau fiind afiliat sau fiind în echipă cu partidul de guvernare, voi avea o anumită susținere politică pentru anumite proiecte sau în general, motivele pot fi diferite. Eu nu am stat să examinez fiecare caz. Dacă vreți, luați anumite cazuri, luați-le la întâmplare, 10-15 cazuri și discutați cu ei. Unii spun că ar fi fost și șantajați, unii de exemplu. Eu la Bălți am avut o întâlnire cu membrii Partidului Democrat care foarte mulți erau primari. Și am discutat subiecte economice, sociale, foarte multe probleme cu care se confruntă ei, multe reușite și multe rezultate bune. De aceea, eu, de exemplu, niciun primar nu mi-a venit să îmi zică că e venit cumpărat sau așa mai departe. Poate și normal. Sunt cazuri... Nu, stați să... Poate, o să vină să spună. Poate sunt și cazuri ceva de excepție. Dar aș vrea ca cei care cu adevărat sunt de excepție să vină să spună sau să arate în anumite cazuri. Da. Dar să ne bazăm doar pe anumite speculații pentru trebuie că să depășim. Am înțeles, timpul trece și avem de vorbit și mai departe despre Kroll. Este un lucru foarte important. Cu referire la Maia Sandu. Vom ajunge... Eu cu tot respectul față de ea, dar noi vom ajunge la un moment dat, în noiembrie, decembrie, anul viitor, dând într-o parte toate sondajele, alegerile parlamentare, alegeri ca rezultat o să fie foarte importante. Și analizele noastre, și sentimentul, și tot ceea ce simt eu, că va trebui să ne așezăm și să discutăm despre o guvernare democratică pro-europeană. Domnia sa exclude categoric acest lucru. Să ajungem atunci și după asta o să discutăm. Da. Foarte Kroll. Repede să trecem. Da, până la Kroll am încă un subiect, suspendarea lui Igor Dodon, dar vreau să trecem repede prin acest subiect. Este un lucru extrem de important, fără precedent, care s-a întâmplat în momentul în care a fost numit ministrul apărării. Președintele a fost suspendat pentru 10 minute, 15, cât a fost acum? 10 minute, am impresia? Nu. Dați corect calificarea. Nimeni n-a vorbit despre suspendarea președintelui. Dar ce s-a întâmplat atunci? Aveți și decizia Curții Constituționale. Așa. Sunt și deciziile și interpretările care au fost făcute ulterior. Decizia Curții Constituționale spune în felul următor. În cazul în care președintele Republicii Moldova, intenționat, deliberat, refuză să își exercite una din atribuții, acea atribuție cu referire la acel subiect este preluată de președintele Parlamentului, fiindcă merge după ierarhie. Deci i-ați preluat acea atribuție. Doar atât. Și atunci am spus. I s-a șterbit un pic. Nu i s-a șterbit. Ca să funcționeze mecanismele, ca să funcționeze instituțiile și să nu blocheze instituțiile. Acum mai departe să mergem, pentru că asta știe toată lumea. Dar nu l-a suspendat nimeni pe președintele Dodon, că numai despre asta s-a speculat iarăși. Uitați-vă, urmează un nou exercițiu de acest fel, cel mai probabil, și chiar am vrut să vă întreb dacă vă așteptați să se repete acest lucru. De curând, Parlamentul a votat un proiect de modificare a codului audiovizualului. Acolo se vorbește despre interzicerea propagandei rusești. Nu vreau să intrăm pe acest subiect, că e mult de discutat. Nu se vorbește despre propaganda rusă, dar se vorbește despre propaganda în privința unor canale care nu fac parte din Convenția Europeană. Da, haideți, dumneavoastră sunteți mai diplomat, eu am să fiu mai directă, pentru că nu se referă la foarte multe... Cu siguranță, nu. Nu, pentru că, așa, acum.
În situația în care președintele Dodon nu va semna această lege, chiar dacă va fi votată din înapoi în Parlament. Asta da. Parlamentul după care o revotează și este trimis înapoi președintelui, care este obligat potrivit Constituției să o semneze. Bine, în situația în care el nu o semnează, ne vom adresa la Curtea Constituțională și vom aștepta decizia Curții Constituționale în privința unei soluții, care, din punct de vedere juridic, din punctul meu personal, pot fi diferite soluții. Inclusiv același interimat, iarăși în privința semnării legii. Intrarea în vigoare automată peste 14 zile dacă nu se respectă termenul. Și multe alte soluții. Bine, să așteptăm, dacă o să ajungem în această situație, să așteptăm de decizia Curții Constituționale. De câte ori asta se poate întâmpla? Pentru că în cazul, în primul caz... Curtea Constituțională spune în felul următor. De fiecare dată când se întâmplă așa ceva, când există un anumit blocaj constituțional, cei care sunt în acel blocaj să se adreseze Curții Constituționale și Curtea Constituțională să vină cu soluție. Eu citesc Constituția, da? Și acolo văd foarte clar. Președintele este obligat. Corect. Înseamnă că domnul Dodon încalcă Constituția. Da. Și cum? Eu dacă aș încălca o lege sau așa, nu sunt pedepsită. Sunt. Da. Și în cazul domniei sale, ce se întâmplă? Este de mai multe feluri. Pe de o parte, este, îi se ia din acea atribuție și este exercitată de altcineva în cazul de față speakerul asta Parlamentului. Asta nu e pedeapsă. Asta e soluție de depășirea crizei. Dar asta e și o pedeapsă, deoarece în cazul de față, pedeapsa înseamnă că îi se ia dintr-o anumită atribuție pe acel moment. Dar există și o altă sancțiune și mai gravă, este legată de suspendarea în Parlament sau impeachment în Parlament, care deja e o chestiune și politică, care presupune și costuri legate de referendum și multe alte chestiuni și care oricum trebuie să se desfășoare într-o anumită procedură. Se ridică problema în Parlament, se creează comisie specială, se investigează cazul, se constată încălcările, se trimite la Curtea Constituțională. Adică e o procedură lungă dacă vorbim de suspendare. Ne costă timp și bani și atunci mai bine nu... Pe noi poate să ne coste și scump. Pentru noi contează rezultatul și nu însăși adică procesul. Adică domnul președinte este liber să mai facă așa ceva, că nu se întâmplă nimic. Nici măcar fără permis de conducere nu rămâne. Haideți să nu ghicim în apă, în cafea, în noce. Da. Avem un precedent și de asta am spus că... Haideți să vedem ce se întâmplă după ce noi eventual revotăm legea. Ne vom adresa Curții Constituționale și vom vedea ce răspuns ne va da. Așa, să știți că eu am spus că avem foarte multe lucruri de discutat, dar... Raportul Kroll 2, nu vreau să trecem fără casă. Domnule președinte, ați fost la noi în studio. Da. Ați spus că așteptăm acest raport. Toată lumea în țara asta l-așteaptă, deja de o lună și ceva. Astăzi am văzut un comunicat al Băncii Naționale în care ni s-a spus că el, am înțeles și noi ce înseamnă acea redactare, deși așa, nu ne este foarte clar ce se scoate din raport și ce rămâne și la discreția cui rămâne acest lucru. Adică cine decide ce se scoate din acel raport? Doamne, nimeni nu poate să îi extragă, să redacteze sau să facă orice altă schimbare dintr-un raport care este dat de o companie internațională. Nu. Compania internațională o să ne pune la dispoziția raportul și noi am cerut acestei companii internaționale să găsească modalitatea, posibilitatea care o văd ei, ca ei să facă public acest raport. Acum sunt discuțiile între Banca Națională și compania Kroll, fiindcă contractul există între ei, să găsească soluția respectivă. Eu, din câte cunosc, încă nu există anumite decizii în privința când, cum se va publica. Lăsăm pe cei care iau astfel de decizii și anume cel care produce raportul, compania Kroll, să vină inclusiv cu decizia respectivă. Știți foarte bine că eu, data trecută, având acces la raport, l-am făcut public. Da. Și dacă data eu am acces la raport, voi lua anumite decizii care probabil va fi să fie publicate, fiindcă și eu îmi doresc foarte mult la fel domnule societatea. Cam, dumneavoastră, ca și noi, așteptați să vedeți raport. Ce se întâmplă. Exact. De aceea, eu vreau foarte mult ca așteptările cetățenilor să fie satisfăcute și a mea personal în privința informației care sunt în raportul Kroll. Haideți să vedem ce decide Kroll, cum aranjează, agrează subiectul cu Banca Națională și să vedem ce decizie se ia. Fiindcă astăzi noi speculăm, pur și simplu speculăm. Eu, din câte cunosc, în discuțiile care le-am fost împreună cu cei de la Kroll, acum o lună și jumătate la o ședință la guvern, precum și acum jumătate de an, cererea noastră, expresă, vociferată și de prim-ministru și de mine a fost: stimați domni, noi înțelegem că aveți politicile voastre interne, noi înțelegem că există contractul cu BNM, vă rugăm foarte mult, găsiți modalitatea și posibilitatea ca voi, anume voi,
Crolul, să fiți cei care publicați raportul și îl dați acces populației, deoarece așteptările sunt foarte mari. Banca Națională va publica sinteza raportului care urmează să fie transmisă de Consorțiul Internațional. În același timp, documentele de lucru care includ analizele detaliate ale urmăririi fondurilor fraudate vor fi expediate organelor de resort din Republica Moldova. Nu cred că cetățenii din Republica Moldova ar dori nespus de mult să vadă că banii aceia s-au plimbat prin Cipru și apoi pe nu știu... Noi vrem să știm cine sunt cei care au furat acești bani. La fel și eu. Păi, înseamnă că din ceea ce a scris astăzi în comunicat Banca Națională, înțeleg că numele le vom avea. Probabil. Haideți să vedem ce o să fie. Încă o întrebare atunci. Uitați-vă, s-a discutat foarte mult despre cei care au luat creditele de la cele trei bănci. Toată lumea așteaptă această listă și nimeni nu pricepe de ce... Eu l-am întrebat pe guvernator, chiar fiind sesizat și de domnul Ghimpu și de alți colegi de Parlament, da. Și guvernatorul mi-a spus, lista și toată informația este publicată pe site-ul Băncii Naționale, la rubrica Lichidare și Credite Performante Neperformante. Da, dumneavoastră ați văzut-o? Nu, eu n-am verificat-o, dar eu înțeleg pentru că eu m-am uitat aici chiar la următoarea proximă discuție cu conducerea Băncii Naționale. Am să întreb și eu, domnule Candu, poate că eu nu sunt în stare ca să disec acea informație, să o găsesc pe site-ul Băncii Naționale. Haideți să verificați și dumneavoastră cu Banca Națională, vă dau exact detaliile și discuții mele cu guvernatorul, n-am stat să verific neapărat să citesc fiecare detaliu, dar el mi-a spus, toată informația este publică pe site-ul Băncii Naționale. Orice informație mai este nevoie, va fi acordată de Banca Națională. Bine, punct. Poate până la sfârșitul emisiunii, colegii din regie reușesc să o găsească, pentru că ne amintim că nu odată am discutat despre asta și toată lumea o așteaptă și nu știu cum. Ea a fost publicată, dar noi nu știm despre asta nimic. Luăm o pauză și ne întoarcem după publicitate. Publicitate. Continuăm despre raportul Crol 2 și, în general, furtul miliardului. Cred că cu toții ne-am săturat să vorbim despre asta, dar lucrurile nu se mișcă și vom mai discuta. Doamna Bogza, haideți să continuăm cu întrebările. Care am făcut public raportul Crol. Da, și l-așteptăm și a doua oară, așa ați promis. Eu și echipa de care eu fac parte, chiar nu putem fi învinuiți că noi avem ceva de ascuns, dacă noi am fost cei care l-am publicat raportul Crol numărul 1. Domnule Cam, acum, dumneavoastră l-ați publicat. Există o relație contractuală inclusiv între BNM și Crol. Există compania Crol, care e companie de prestigiu, americană, engleză, mai puțin contează țara de origine, care investigează și care a zis că răbdare un picuț și vădem imediat Crol. Recandu. Eu vreau ca acest raport să fie publicat și să apară în public. Domnule Candu, haideți să vă întreb acum ceva. Dumneavoastră și echipa dumneavoastră despre care vorbiți, sunteți la guvernare. Corect. Un partid care are toate pârghiile posibile și imposibile din această țară, da? Nu vă mai împiedică nimeni în acest moment. Dumneavoastră, sunteți mulțumit de modul în care decurge investigația pe plan intern? Anii trec și cu cât trece timpul, cu atât mai greu este să se afle ce s-a întâmplat. Sunteți mulțumiți? Eu cunosc o singură chestiune. Urma banilor niciodată nu o să dispară. O să-i căutăm și o să-i găsim astăzi, o să-i găsim mâine, contează să-i găsim și să-i aducem în țară. Eu tot sunt la fel în așteptarea raportului Crol. 1. 2. După ce va fi prezentat raportul Crol, imediat, într-un timp cel mai scurt, o să fie agreat cu Crol și cu alte agenții de investigație din lume o anumită strategie de recuperare a activelor de peste hotare. Lucrul ăsta este agreat și cu Fondul Monetar Internațional. Așa. Și vom vedea mai multe investigații peste hotare. Pe lângă investigațiile care le fac procurorii și agenția de recuperare. Justiția din Moldova ce face? Pentru că ea, în mod normal, a știut de la bun început ce se întâmplă. Doamne, a fost procurorul general în plenul Parlamentului. A vorbit despre dosarele penale care sunt peste 40%. A vorbit despre 3,5 miliarde de lei care sunt sechestrați, care sunt și așa mai departe. Sunteți mulțumit? Păi, dar stați puțin, lucrurile se întâmplă de pe o zi pe alta. Sunt aproape 800 de milioane au fost recuperate din lichidarea băncilor în primul an. Se așteaptă la fel recuperare și pentru anul viitor. Este prevăzut în buget. Noi vorbim despre pedepsirea vinovaților.
Păi da, Șor, Filat, Gacichevici. Șor este pedepsit? Păi da, are prima pedeapsă, are prima... Și ați văzut ce se întâmplă? De ce se tergiversează? Pentru că sentința trebuie tradusă în limba rusă de jumătate de an, nu știu cât, mai mult acolo. Trebuie de întrebat justiția ce face cu traducerea. Au întrebat-o ziariștii. Și ce a spus? Păi, dar dumneavoastră, de exemplu... Dar, doamnă, eu nu controlez justiția să stau eu să... Nici eu nu controlez justiția. Păi, tocmai de asta. Și cred că eu o controlez mai puțin. Dar eu vreau foarte mult ca la fel cum noi toți vrem. Dar dumneavoastră, domnule Candu, haideți să nu mergem la răspunsuri din acestea, cum să vă spun, de fier. De care întrebare e aia și răspunsul. Nu e adevărat. Noi vă întreb ca și cetățean. Vă mai răspund încă o dată ca cetățean. Ca și președinte al Parlamentului. Stimate dumneavoastră, doamnă Bogza, sunteți mulțumit? Eu am interesul, la fel ca și dumneavoastră, să aflu cine stă în spatele acestei fraude. Și credeți că justiția își face treaba cum trebuie? Trebuie să o facă mai bine, inclusiv investigatorii. Eu nu vreau să aud scuze dintr-o parte sau din alta. Noi toți așteptăm raportul Kroll. Sper foarte mult să fie publicat și făcut public societății în întregime, așa cum el este, și să pornească toți cei care investigează peste hotare să recupereze din bunurile care au fost furate de peste hotare, la fel cum face procuratura pe interior. Și toți cei, că-i Șor, că-i Filat, că-i Platon, nu contează cine stă în spatele acestor furturi, să fie tras la răspundere. Asta este cel mai important. Dar în același timp, asta eu vreau ca cetățean. Dacă președintele Parlamentului, vreau la fel, să fie respectată legea și există prezumția nevinovăției. Și nu vreau într-un studio aici să vorbim despre nume de oameni, fiindcă mă fac și eu vinovat de influența justiției sau de orice altceva. Există o anumită prezumție a nevinovăției. Eu la fel nu sunt mulțumit. Rugat să ne spuneți nume de oameni. Eu la fel nu sunt mulțumit. Eu v-am rugat că unul care este condamnat în primă instanță se reține executarea sau se reține condamnarea într-a doua instanță. Dar în același timp, eu nu am telefonul judecătorului să să-i spun, știți, de ce nu faceți Domnul voi Candu, traducerea mai repede? Domnul Candu, noi acum vorbim despre niște lucruri la care dumneavoastră aveți acces fără a influența. Pur și simplu să vedeți. Nu, doamnă, dumneavoastră îmi cereți mie, în loc să creăm un stat de drept, eu să pot să sun un judecător și să-i spun traduceți mai repede o anumită decizie. Nu vreau, niciodată n-am să o fac. Domnule Candu, există parlament și există procuror. Și ce să facă? Care Parlamentul poate să sune judecătorul? Există parlament. Există stat de drept. Domnule Candu, așa de mult îmi place acum că deja atunci când vă convine există influență în justiție și nu există influență. Noi vrem să creăm și să avem Republica Moldova stat de drept. Există trei puteri în stat de drept. Domnule există Candu, puterea judecătorească. Eu v-am întrebat noi dacă sunteți mulțumit de modul în care decurge ancheta internă. Eu pot să fiu mulțumit. Eu n-am dreptul într-un studio să stau să dau vina pe o anumită persoană sau pe alta. Să iau să sun un judecător sau să sun un procuror. Nu am dreptul să o fac cineva că trebuie asta, să sunați un judecător? Păi dar dumneavoastră asta spuneți. Că traducerea nu a fost făcută. Eu că nu s-a făcut. Ce s-a scris în presă. Bineînțeles că eu vreau la fel ca și orice cetățean să recuperăm mai repede din banii furați, să fie trași la răspundere toți cei. Dar n-am să sun justiția să-și facă lucrurile într-un fel sau altul. Haideți să nu exagerăm. Nimeni nu v-a cerut să sunați justiția. Dar întrebarea mea era dacă dumneavoastră sunteți mulțumit. Nu sunt mulțumit, asta am vrut dar să n-am să sun judecătorul să-i facă traducerea mai repede la o Cât decizie. Câți bani au fost recuperați până acum? Peste 900 de milioane. Din vânzarea activelor? Din toate sursele care sunt posibile pentru recuperare din lichidare a tot ceea ce înseamnă fraude respective și prima plată de 750 de milioane a fost făcută către BNM. Da. La fel în bugetul apropo, pentru anul viitor sunt prevăzuți o sumă mare pentru a recupera. Da, apropo de această plată, din câte înțeleg, o bună parte din acești bani de înseamnă dobânda. Spuneți dumneavoastră. De la Ministerul Finanțelor. Așa, și? Cum? Și de la cine? Dumneavoastră o bună parte legea, din acești bani legea, înseamnă dobândă, nu? Dumneavoastră ați văzut. Noi vorbim despre recuperare sau vorbim despre plată? Noi vorbim despre plată, despre acoperirea acelei găuri legea, care s-a creat. Despre doamne, legea, deservirea datoriei. Legea prevede că banii care au fost împrumutați de la Banca Națională trebuie restituiți la Banca Corect. Națională. Banii au un anumit preț în timp, care se numește dobândă. Noi am votat anul trecut o lege care presupune recuperarea acestui împrumut de la Banca Națională, da, care evident prevede și plata anumitor sumă principală și, de unde și anumite dobânzi. Dobânda, de unde se ia? Mă ascultați? Anul 2017 n-a fost prevăzută dobândă sau a fost dobândă foarte mică prevăzută pentru suma respectivă. Noi ce vrem să urmărim ca politic, ca clasă politică, este ca suma să fie recuperată cât mai repede, să nu fim expuși financiar, bugetar,
în față de Banca Națională sau față de orice alt împrumut și versus dobândă. La ora actuală, ceea ce era prevăzut ca și angajament al guvernului, indiferent că este vorba despre Banca Națională sau de oricine altcineva, ne respectăm angajamentele. Răspundeți foarte mult. Domnule Candu, dumneavoastră, atunci când s-a votat acea lege prin care cetățenii vor acoperi timp de 25 de ani, așa arată calculul, doamnă, ați spus că nu va plăti nimeni nimic. Doamnă Bogza, dumneavoastră ați plătit? Am înțeles că da, domnule Candu. Acea dobândă de unde se ia? Vă întreb încă o dată. Cum? Apoi banii publici de unde? Din recuperarea miliardului. Anul trecut, anul ăsta, 2017, noi am recuperat peste 900 de milioane. Atenție, ascultați cifra. Peste 900 de milioane de lei am recuperat din frauda bancară. Din aceste 900 de milioane recuperați, au fost plătit peste 700 de milioane la Banca Națională. Mai sunt întrebări? Adică, dumneavoastră îmi spuneți că din banii publici, în acest an, doamne, în octombrie, nu s-a achitat nimic. Vă mai explic încă o dată. Din suma de 900 de milioane de lei care au fost recuperați din frauda bancară, au fost plătiți la Banca Națională 750 sau ceva la Banca Națională. În care 50 de milioane înseamnă acoperirea propriu-zisă a gaurei și restul înseamnă dobândă. Ceva. Dacă eu am spus că din banii recuperați din cele trei bănci și din fraude, 900 de milioane, au fost plătit 700 de milioane. Mai sunt întrebări. Domnule Candu, vă întreb încă o dată. Din bani publici nu s-a acoperit nimic în acest an. Exact. Din bani suplimentari, din buget, pe lângă banii care au fost recuperați de miliard, nu a fost achitat nimic. Înseamnă respectiv, că nici societatea, nici dumneavoastră, nici eu n-am achitat nimic la Banca Națională. Când vom începe să achităm? Pentru anul viitor este prevăzut o altă sumă care trebuie plătită la Banca Națională și care la fel va fi recuperată din miliardul, așa numită, din frauda bancară. Adică din bani publici noi facem, nu vom achita facem nimic. Tot posibil ca acea schemă de plăți care a fost legiferată, cum s-a spus, pe 25 de ani. În primul rând să nu fie 25 de ani, să fie o perioadă mult mai scurtă. Cu cât noi o să recuperăm mai repede din fraudă, cu atât noi o să răscumpărăm mai mult, mai repede, din hârtiile de valoare care au fost date băncii naționale. Așa. Ca să tragem linie vis-a-vis de raportul Kroll. Înțeleg că în curând vom avea o sinteză care va veni de la cei care investighează. Eu înțeleg data de 20 decembrie se va publica sinteza aceasta. Nu știu că e sinteză, că nu e sinteză. Eu nu știu cum arată această sinteză. Eu n-am văzut-o. Este vorba de Kroll și Banca Națională. Poate acea sinteză înseamnă 90% din raport. Eu nu știu. Haideți să vedem ce o să publice și după aia o să tragem concluzii și după aia o să venim eventual cu interpretări și cu întrebări. Și în adresa Kroll-ului și în adresa Băncii Naționale. Practic n-a mai rămas nimic. A mai rămas o săptămână la dispoziție. O săptămână ne-a rămas ca să vedem ce o să publice. Așa. Credeți că vom avea? Eu vreau să vedem nume și sperăm din toată inima că nu se va întâmpla așa cum a spus Maia Sandu de curând, că vom avea un raport pentru societate și Andrian altul. Andrian Candu a publicat raportul Kroll numărul 1 cu toate numele și cu toate anexele care sunt. A publicat sau nu? Când îl aveți pe al doilea, îl publicați. A publicat Andrian Candu primul raport cu tot ceea ce avea? Când veți avea al doilea raport? V-am întrebat și eu ceva. Noi am mai vorbit despre asta, păi, și ne repetăm. De ce vă tot repetați? Eu nu sunt acea persoană care să mă întrebați în privința raportului Kroll. Păi pentru că l-ați publicat pe primul, exact. Vreau să-l întreb. Pe al doilea? Că n-am nimic de ascuns, nici eu, nici echipa și bineînțeles vrem ca să fie publicat și al doilea. Dar nu mă puneți în situația și în care eu să intru în conflict cu Banca Națională sau cu Kroll. Nu este relația mea. De ce? Am să am acces la el? Am să-l public. N-am să am acces la el? Am să fac tot posibilul ca el să fie publicat. Și din discuțiile care le am eu cu Kroll prin funcția pe care o am. Și ca și cetățean, vreau foarte mult să aflu cine a stat în spatele acestei fraude bancare, să fie trași la răspundere, iar noi, statul Republica Moldova, să recuperăm din acea fraudă. Eu să știți că am încredere că îl veți publica dacă îl veți obține, cu atât mai mult că ați publicat primul raport și nu ați dăunat absolut deloc anchetei. N-am văzut care a fost motivul pentru care el să nu fi fost publicat. Mergem mai departe. Ați fost în curând la Washington. Am văzut chiar că ați ținut acolo un discurs la Consiliul Atlantic și am văzut că ați fost împreună cu domnul Deancă și cu domnul Plahotniuc. Da. Iar am să vă întreb, dar cu ce ați călătorit? Eu am călătorit cu avionul de la Riga, prin Frankfurt, la Washington, cu cursă regulată Lufthansa. Și v-ați întors? Cu Lufthansa, am zburat de la Washington la Frankfurt și după aia la Londra.
la unde am avut deja prin atribuțiile Parlamentului, am reprezentat Parlamentul în tot felul de activități și inclusiv în discuțiile. Adică... La Washington a avut loc o vizită a partidelor politice, PPE-ul și Partidul Democrat. Nu au fost cheltuiți banii statului, nu am reprezentat instituțiile cu care am mers. Deplasarea mea a fost de lucru din banii Parlamentului, a statului, la Riga, în Letonia și la Londra. La Washington, Parlamentul nu a cheltuit niciun ban. Așa. Dar domnul Plahotniuc cu ce a călătorit? Da, întrebați-l pe dumnealui. Dar chiar nu știu. Da, chiar nu știu. Eu vă spun, am zburat de la Riga, prin Frankfurt, la Washington. Dar să știți că eu nu vă cred. Că nu știți. Cu ce a călătorit domnul Plahotniuc. Dumneavoastră aveți impresie prea... Iertați-mă, dar chiar nu vă cred. Dar, doamnă, noi ne-am văzut la hotel, am intrat în tot felul de activități, de dimineață până seară, fusorar, foarte multe chestii. Dumneavoastră credeți că noi stăm și povestim așa, dar cu ce ați zburat? Dar cum se numește? Da, dumneavoastră, cred că știți fără ca să vă întrebați. Așa, mergem mai departe. Și la Washington ați avut întrevederi politice? Pe linie politică, ca partid, bineînțeles, noi am inițiat întrevederi și discuții cu reprezentanții Congresului, deci ne-am focusat strict pe partea politică, cu reprezentanța Partidului Democrat și reprezentanța Partidului Republican. Uh-huh. Și inclusiv, luând în considerare relația care a fost stabilită cu Atlantic Council, am participat la dezbaterile care au fost organizate de această organizație cu reputație mondială pe subiecte de securitate, inclusiv în contextul regional și inclusiv legat de Republica Moldova. Da, am văzut că domnul Plahotniuc a plecat de la Consiliul Europei în Washington, pentru că acolo a fost și el alături de miniștri la o întâlnire cu șeful Consiliului Europei. Deja nu mai spunem că n-am mai înțeles. Consiliul Europei spune că, de fapt, șeful Consiliului Europei s-a întâlnit cu ministrul de externe. Eu n-am intrat în detalii. Dar și... Partidul Democrat ne spune că, de fapt, Vlad Plahotniuc a fost într-o vizită. Stimată doamnă, multe detalii putem să le discutăm, putem să nu avem timp să le discutăm, dar credeți-mă, din experiența pe care o am, poate nu foarte mare la nivel de politic, dar la nivel de diplomație și de politică externă puțin mai mult, încă din 98, când eram încă consilier în Comisia pentru Politică Externă. Nu există un funcționar de stat la nivel mare, global, cum sunt președinți de organizații, secretari generali de organizații și așa mai departe, cu care să te poți vedea accidental. Toate întrevederile, componențele delegațiilor sunt agreate din timp. V-am răspuns la întrebare. Mulțumesc, chiar foarte bine că mi-ați răspuns și să știți că răspunsul a fost foarte bun. Acum, mergem mai departe. La Washington nu am poate discutat. Nimeri nimeni întâmplător într-o delegație dacă ea nu este agreată și inclusiv acele întrevederi. Și să știți că noi mai avem exact două minute, iar eu aș fi vrut repejor să vă întreb despre o inițiativă legislativă care a trezit acum discuții aprinse, mai multe organizații neguvernamentale cer... Au fost un apel public, cred că l-ați văzut, retragerea proiectului de lege privind decriminalizarea infracțiunilor economice. Așa. Proiect pe care la 31 octombrie Ministerul Justiției l-a remis spre coordonare. Acum, cei care cer retragerea acestui proiect spun că, de fapt, nu este absolut deloc în regulă ca să se interzică arestarea persoanelor acuzate de infracțiuni economice, atragerea investițiilor nu poate fi obținută prin acordarea de facilități escrocilor și așa mai departe. Aici se lasă loc de interpretări și întrebarea era ce veți face? Ne-ați văzut proiectul de lege? L-ați citit? Eu nu sunt în măsură să-mi dau părerea despre acest proiect de lege. Aici sunt toate organizațiile. Nici eu nu l-am citit. Este un proiect care este în dezbateri publice la nivel de guvern. Dacă va fi aprobat de guvern și când va veni în Parlament, atunci o să avem discuții. Atunci am să-l citesc și atunci vom ști. Bine, dar dacă există această... nu vreți mai devreme să vedeți despre ce este vorba? Mediul de afaceri, oamenii de afaceri din Republica Moldova, de foarte mult timp vorbesc despre subiecte legate de abuzurile autorităților statului, despre simplificări de proceduri și multe alte chestiuni. Asta? Și propunerea care vine de la Ministerul Justiției în colaborare cu Ministerul Economiei a fost făcută în baza, a fost elaborat acest pachet legislativ în colaborare și la sugestie și la cererea comunității de afaceri. Aș recomanda pe cei care acum se expun de societatea civilă să aibă discuții și cu mediul de afaceri
și să vadă mai mult ca atât ultima redacție după ce se dezbate în public și pe platformă profesională acest proiect de lege și apoi după aia da, când o să ajungă... Nu vă îngrijorează faptul că când sub incidența acestei legi ar putea cădea și cei care au beneficiat de furtul miliardului? Eu cunosc că toate astea sunt chestiuni speculative, că proiectul de lege nu arată, așa cum spuneți dumneavoastră, nu prevede nimic din așa numită declinare de răspundere sau de responsabilitate a celor care au fost, au participat în fraude economice, bancare sau acte de corupție citit. Și așa mai departe. Din discuțiile care le-am cu Ministerul Justiției și din informația succintă care am primit-o ce ține despre acest proiect de lege, lucrurile astea sunt excluse. Și asta este concluzia mea. Dar aș aștepta puțin și aș da un picuț de răbdare. Să își încheie mersul normal al dezbaterilor publice la nivel de guvern, când se va ajunge să fie aprobat la nivel de guvern, proiectul de lege trebuie neapărat să treacă prin discuții publice în Parlament, inclusiv în anumite expertize, inclusiv cu Fondul Monetar Internațional în care suntem cu program, și abia după aia să ne expunem. Așa. Dar este un proiect de lege care este foarte mult așteptat de întrebarea, mediul de afaceri. Da, eu aș vrut să văd dacă dumneavoastră sunteți receptiv la ceea ce spune societatea civilă. Dacă v-ați uita acolo pe această listă, sunt organizații respectate, organizații care știu despre ce vorbesc. Da, organizații care foarte des stau pe platforme politice și protestează cu opoziția. Dar... Domnule Candu, atâta timp cât o organizație scrie, repetați acest lucru încă o dată, numai o secundă, iertați-mă că vă întrerup. Scrie, dumneavoastră, nu acceptați ideea că membrii societății civile pot avea o opinie, pot participa la proteste, dar de ce nu? La proteste pe dimensiune politică, nu. Ce înseamnă pe dimensiune politică? Protestele sunt organizate de diferite organizații sau partide. Dacă Partidul Democrat organizează un protest... Da. Și la acest protest participă o anumită societate civilă împotriva altor partide, acea societate civilă deja nu mai este parțială, nu mai este imparțială și nu mai este obiectivă. Fiindcă a luat poziția unui partid împotriva altui partid. Deja asta, vorbeați deja de asta despre, e confruntare despre politică. Igor Boțan. Dar, nu sunt eu avocatul lui. Dar are tot dreptul, fiind într-o platformă atunci, nu era un partid, ne amintim că a ieșit în stradă, a protestat. Care este problema? Da, eu am spus că fiecare problemă, cetățean că este liber să protesteze. Ai ieșit să protesteze? Da. Nu am avut nimic. Ba da, atunci când spuneați despre un subiect anterior pe care l-am discutat... Nu, m-a referit la faptul că acel sondaj BOP a fost făcut de oameni care sunt afiliați foarte mult unor partide, PAS, PLDM și platforma DA. Păi nu e acolo domnul Cibotaru în BOP? El nu e liderul PLDM-ului? Ce vă uitați la mine așa? Nu știți sau... Nu, eu vă ascult. Păi de el e acolo, în BOP. Ascult. El face parte din Consiliul care elaborează sondajul de opinie. Lider de partid, domnul de opoziție. Acest ce credibilitate e atunci? Institutul de Politici Publice a comandat sondajul. Nu l-a realizat. Doamne, credeți ceea ce spuneți? L-a realizat. Revenim la subiectul medii de afaceri. Vreau să vă spun să fim corecți. Noi suntem în program cu Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au cele mai bune expertize economică. Acest proiect de lege cu siguranță va fi în discuții și cu finanțatorii noștri, cu cei care au expertiză economică și care au expertiza juridică. Inclusiv, un proiect de lege trece are o anumită viață. Deci sunteți deschis. Și când ajunge în Parlament, noi suntem obligați să organizăm transparent, dezbateri publice, să punem în comisie în două lecturi, după aia în Parlament și așa mai departe. Adică este un proces. Dacă sunteți dispus să discutați cu societatea civilă această problemă. Eu sunt dispus să discut cu oricine. Okay. Și eu vreau să vă spun că există o cooperare foarte bună în Parlament cu societatea civilă. Așa. Să știți că emisiunea noastră, din păcate, s-a încheiat. Dar aș fi vrut, pe final de emisiune, am de ales între vreo 4 întrebări. Acum... Nu m-am pierdut, dar mai am de ales între 4 întrebări și aș prefera să-mi dați un răspuns scurt. Spuneți-mi, vă rog frumos, care este cea mai importantă reformă care s-a făcut, după părerea dumneavoastră, în ultima perioadă de timp? Sau început? Anul 2017 a fost marcat de 4 cel puțin reforme fundamentale. Una ține de administrația publică centrală, când vorbim despre reforma guvernului și toate instituțiile și tot ce înseamnă mașinăria statului, care aduce eficiență, minus în buget și restul. Asta reforma e una dintre guvernului. Cele mai importante.
reforma în domeniul energiei și a legislației energetice și a proiectelor de infrastructură, fiindcă vorbim despre noua lege privire la energetică, energie regenerabilă, securitate energetică, se depune efortul pentru a chiar a grăbi lucrurile pe tot ce înseamnă securitate energetică, gazoduct și restul. 3. Acum suntem în proces de reformă a tot ceea ce înseamnă mass media și chiar de săptămâna viitoare deja vor fi dezbateri publice pe cel mai noua redacție a codului audiovizualului. A patra este, care încă nu este finalizată și care încă urmează, reforma pensiilor, care are anumite etape de, și probabil este cea mai dureroasă din punct de vedere politic atunci când iai anumite decizii de a tăia privilegiile de la multe categorii de cetățeni și funcții până la a crește, a majora pragul de pensionare. Și probabil altă reformă cea mai importantă ține anume de mediul de afaceri și tot ce înseamnă... N-am văzut să-mi spuneți nimic despre reforma în justiție unde suntem corigenți. De ce? Păi noi avem corigenți. Cele mai mari probleme, corupția și faptul că justiția rămâne a fi neindependentă. Și asta nu este concluzia mea. Noi am votat o lege asta Mihalcu a spus o săptămână trecută. Am votat o lege foarte importantă în Parlament și ea este în implementare, care se numește pachetul de integritate. Pachetul de integritate... Ce? Pachetul de integritate... Și acolo avem restanțe. Din cauza cui? Spuneați din cauza societății civile, dar nu este adevărat, pentru că eu m-am documentat. Pachetul de integritate prevede mecanisme de luptă împotriva tot ce înseamnă conflictul de interese și corupție. Trebuie să fie asigurată implementarea pachetului de integritate de Agenția Națională de Integritate. Agenția Națională de Integritate trebuie să aibă conducerea. Conducerea ca noi, Parlamentul și noi, politicul, să nu fim implicați în alegerea conducătorilor, am delegat această selectare societății civile. Am văzut. Și acum, dacă și am mai avea acum, timp, v-aș spune care este reacția societății civile la ceea ce spuneți. Întrebarea mea este, eu am dreptul moral să mă bag în treburile societății civile și să-i mân pe ei într-un fel sau altul, când au stabilit niște reguli la selectarea celor candidați, sau n-am dreptul să fac? Societatea civilă vă contrazice, dar nu am timp ca să citez exact ceea ce, care au fost declarațiile lor, dar le găsiți cu siguranță, pentru că dacă veți dori, sau după emisiune pot să le caut, că acum, din păcate, trebuie să încheiem. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Aș vrea să vorbim și despre un pic despre lupta împotriva corupției, iertați-mă, pentru că ambasadorul american săptămâna trecută, nu, zilele acestea chiar, spunea că este problema numărul unu și ne afectează pe toți cei din Republica Moldova. Doamna Bogdan, cu referire la corupție, două minute dacă îmi dați. Anul ăsta, în 2017, au fost foarte multe cazuri de luptă împotriva corupției. Haideți să luăm. Ministrul Agriculturii, Ministrul Transportului, Viceministrul Economiei, Viceministrul Finanțelor, o grămadă de vameși, polițiști, procurori, judecători. Uitați-vă câte categorii... Dar el de ce vorbește așa atunci, ambasadorul american? Chiar am să-l întreb, că ne întâlnim joia viitoare. Pot să închei. Uitați-vă câte cazuri mari, cu renume, în anul 2017. Și dați-mi un exemplu, în anul 2011 sau 2012. Eu v-am dat, uitați-vă câte exemple în anul 2017. Da. Și dați-mi un exemplu de luptă împotriva corupției în anul 2012 sau 2013. Dați-mi. Aveți? Mulțumesc pentru participare. Eu sper că acum ați înțeles ce înseamnă lupta împotriva corupției. Din păcate, nu știu de ce alții nu văd asta. Bazat pe rezultate și pe argumente. Nu faptul că vine cineva și spune, voi nu luptați corupția. Păi eu v-am adus acum câteva exemple. Viceministrul Finanțelor n-a făcut parte din niciun fel de partid. Arestată, suspendată din funcție, plecată. Era ceva Partidul Liberal. Poate greșesc, dar... Doamne, stimată doamnă, nu să dăm nume acum. Dar așa am văzut. No, poate că a fost o greșeală. Poate că a fost o greșeală. Da, a fost în PLDM cândva sau unde a fost? Adică viceministrul economiei... La ce? Dăm nume? Da. Uh-huh. Fiindcă e Partidul Democrat, pot să dau nume, trebuie. Da, acolo s-a terminat și s-a terminat cu amendă penală. Gata, mulțumim foarte mult. V-am dat exemplu cazuri anul 2017 și v-am spus să-mi dați o întrebare, să-mi dați un răspuns în privința anului 2013. Dați-mi voie să închei prin a transmite, în primul rând, sărbători frumoase, Crăciun fericit și un an nou fericit, fiindcă nu o să mai am probabil ocazie să o fac la ProTV. Dumneavoastră, la fel, să vă doresc sărbători frumoase. Mulțumim frumos, la fel. Dragi, mulțumim. Și la fel și cetățenilor. Mulțumim la fel și noastră, familiei și tuturor. Doamnelor și domnilor, încheiem aici emisiunea din această seară. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați urmărit. Joia viitoare ne vedem cu ambasadorul american la Chișinău. Vă aștept cu drag. Mulțumim.